Ja mu darek, co ty? Ne dat? I-ai dat, I-am așa. darek. Și intrăm acum check in connection. Na, nu se uită Dar nimeni. Dar crezi că va rămâne treaba aia așa? Adică tu ai făcut expunerea și crezi că va rămâne expunerea aia? Forever? Vezi, mai ars pe mine acum. Partea bună se duce. Da. Gata, mă, începem. Uite, nu te-am ars, ești ok? Cum a sunat asta? Lumina, cu lumina de minunat. Nu te-am ars cu lumina, te-am ars pe întuneric. Am râs. Începem podcastul a doua oară în seara asta cu Alex Grecu. Alex Grecu este invitat în această seară, în acest podcast, în calitate de expert în asigurări, nu? Așa este. Expert în asigurări. Povestim despre asigurări, despre RCA-uri, despre amiabile, despre cum e mai bine să faci, despre asigurările casco. Eu o să îl cert pe Grecu, îl cert cu ăștia de la asigurări, nu despăgubesc, nu fac, nu dreg, și omul o să fie super diplomat, vă garantez. Partea bună este faptul că eu ofer consultanță în asigurări. Drept urmare, nu am neapărat treabă directă cu societățile de asigurări. Da, să înțeleagă oamenii că nu reprezinți. Nu reprezint nicio societate de asigurare, eu ofer consultanță și lucrez prin intermediul unui broker și emitem polițe de asigurare la toate societățile din piață. Deci eu vin la tine și zic așa, băi, uite, am mașina asta, am mașina asta din anul ăsta, fac asta cu ea, ce mă sfătuiești, să, ce asigurator să aleg? Păi, uite, pentru RCA alege varianta asta, pentru casco alege varianta asta, că mai e cea mai potrivită pentru tine. Exact, mai mult de atât îți și prezint toate ofertele. Adică în momentul în care, exact, îți prezint toate variantele și apoi împreună luăm o decizie. Vedem care ar fi cea mai potrivită ofertă pentru nevoile tale. Am înțeles. Bun, în momentul de față, îți spun din experiența mea, am făcut o poliță RCA la o mașină, asta în care ne aflăm noi acum, și am plătit 2 milioane pe 3 luni, pentru că mașina, mi s-a spus, domne, nu ai avut continuitate în RCA. Adică mașina, pentru că nu o folosesc tot timpul, nu îi plătesc un RCA pe un an. Știi? Corect. Și atunci asta mi-au spus oamenii, domne, e mai scump pentru că nu aveți continuitate. Dacă ați fi avut continuitate, adică dacă ați fi plătit pe an sau în fiecare lună sau la 6 luni, acum se pot face pe o lună, pe 3, exact, pe 5, nu? Exact, trebuie să menționăm înainte de toate faptul că în acest moment putem emite polița de asigurare pe un interval de 1 sau 12 luni, oricât dorim. Înainte puteam pe 6 sau 12 luni și puteam pe o lună doar în vederea matriculării, atunci când mașina nu avea numere, atunci când scoteai acel set de deci numere doar roșii. Asta era, da. Exact. Condiția. Acum avem posibilitatea de a emite pe câte luni ai tu nevoie, maximum fiind 12. Dar numai din lună în lună. Nu poți 10 zile, de exemplu. Nu, nu, nu. Minimul este 30 Minimul de zile, o lună. Este adică. De o lună. Am exact, înțeles. Exact. Bun, și care sunt avantajele pentru care ai face o asigurare pe un an sau pe o lună, sau păi, pe 6? Sau... Uite, de exemplu, dacă tu ai o mașină sezonieră, să spunem cum este Jeep-ul, da, pe care tu știi că îl vei folosi doar următoarele 3 luni, cât timp durează iarna. Ei bine, îți faci pe 3 luni, nu mai plătești pe jumătate de an. Sau luăm Silvia, da? Da. Ai mers cu ea, în septembrie îți expiră și a naibii octombrie e super fain. Și ai zis, băi, aș mai merge o lună. Da. Uite-l și pe Boc, salut Boc. Da. Ai mai merge o lună și atunci nu mai faci polița pe încă 6 luni și plătești o valoare mare de bani, ci plătești o valoare minimă. Pe lângă asta, poți la chiar să-ți bugetezi. Dacă vrei, de exemplu, să-ți faci un buget lunar, am luna asta factura la X-ulescu, la Y-ulescu, benzina atât, RCA-ul atât, o lună. Nu pot să zic că e simplu pentru tine să mai ai și grijă unui RCA să-l renuiești în fiecare lună, pentru că mai ai încă o treabă suplimentară de făcut, dar ai și varianta asta. Sau pur și simplu nu ai bani, mă, o lună nu merg bine banii, dă-mă pe o lună și gata, fac luna viitoare pe un an, știi? Okay. Ai libertate de alegere, acesta este avantajul principal. Ăsta e avantajul, dar financiar cum e mai bine? Să faci financiar, până... să știi că nu e diferență, nu e mare diferență, e cam pe acolo. Și eu inițial când au scos posibilitatea de emitere lunară, credeam că va fi mai scump, considerabil, dar nu. E pe acolo deci, prețul, pe acolo. Dacă ar fi okay, să stai să împarți la 12, zicem, e similar. Da, da. Bun, e fair.
Cum e cu casco? Știu că erau niște condiții să fie mașina mai veche de, să nu fie mașina mai veche de nu știu 10 cât. Ani. 10 de 10 ani ar fi limita, exact. Bun. Și dacă am o mașină de 15 ani și eu vreau să o asigur că e mașina mea și consider că e sub, sau mașina este super valoroasă. Uh-huh. Cum facem? Putem solicita o derogare din partea asiguratorului. Okay. Există posibilitatea să accepte? Sau nu? Sau nu. Okay. Nu avem o garanție că mașina okay. va fi preluată în asigurare, okay. dar avem această opțiune de okay. a prelua. Dar, de exemplu, dacă tu ai o mașină care în acest moment are până în 10 ani, sau să zicem are 10 ani, da? Anul okay. acesta ar fi ultimul an în care deci putea 2008, să... Deci 2008, da? O vei prelua sub asigurare, iar la anul ea va avea 11, dar tu, dacă deja ai încheiat polița... Poți să continui. Exact, și nu mai contează. Tu poți să te deduci până în 20 de ani. Asiguratorul mm-hmm. va merge pentru că va avea istoricul tău. Pe el okay. asta îl interesează, să aibă un istoric și să vadă ce se întâmplă cu mașina. Că spui de istoric. E un istoric și la RCA-uri, nu? Exact. Adică tu, pe persoană, pe numele tău, cum ar veni, ai niște incidente. În cazul în care ai fost vinovat și ai plătit, ca să zic așa, da. În ghilimele, cu RCA-ul tău, prin amiabilă sau ai fost la poliție, ai un istoric acolo și automat asigurarea, probabil și casco și RCA, îți crește sau îți cade. Există un, cum se numește? CEDAM. Baza CEDAM, te referi. Baza CEDAM, ok, istoricul ăsta. Da. Se ține cont de chestia asta? Adică există... La RCA, da, da, se ține, este o bază comună care poate fi verificată de oricine. Apropo, în cazul în care nu știi în ce clasă ești, poți da, intra pe ASF România, exact. ASF România. ASFromânia.ro, acolo vei... ASF. ASF, ASFromânia.ro, consumatori, informare, bonus, malus. Iar bonus, malus, acolo. Așa, asta, bonus, așa, malus. Așa, iar acolo poți vedea în ce categorie, în ce clasă, de fapt, de bonus sau de malus te afli. Uh-huh, asta uh-huh. la nivel informativ. Acum, de anul acesta, este foarte bine faptul că putem de fapt, clasa bonus malus se transferă în mod automat. Adică, tu, de exemplu, ții altă mașină. Uh-huh. Anul trecut, pentru a beneficia de clasa în care erai, să zicem că tu erai în clasa bonus 8, aveai o reducere de 50%, da? Mamă, ei bine, tu când îți luai mașina nouă, pornea de la zero, pentru că sistemul interoga CNP-ul împreună cu seria de șasiu. Dacă înțeles. Cele două informații nu aveau istoric sau se schimba una dintre ele, atunci pornea de la zero. Ei bine, anul acesta nu se mai întâmplă asta. În momentul în care tu ți-ai luat noua mașină, CEDAM-ul va interoga CNP-ul tău și va ști exact, băi, el era în clasa BX și atunci tot în clasa BX te pune. Ba mai mult, dacă cumva ai trei mașini, iată, întâmplare, da? Întâmplare. Și hai să zicem că pe o mașină ești în bonus 3, pe o mașină ești în malus, că ai făcut accident și mai e încă o mașină în care ești cu malus și ți-ai și pe a patra mașină. Ce crezi? Sistemul o să-ți ia bonusul cel mai favorabil. Cu alte cuvinte, nu o să-ți ia malusul, ci o să te ia cu bonusul acela 3. Okay. La o nouă mașină. Deci ăsta ar fi un avantaj. Înainte trebuia să facem o solicitare la asigurator, să trimitem, să facem schimbul ăsta în același timp, cu documentația de vânzare, cu documentația de cumpărarea noii mașini. Era o întreagă tevatură să beneficiezi de clasa ta meritorie. Dar acum nu se mai întâmplă asta, acum se face automat. E mai corect. Este zic. Mult mai corect, da. Mai apropo corect. De clasele bonus-malus, vreau să vă mai spun ceva. În tot de anul acesta s-au și schimbat. Înainte era undeva până la B14 maxim, adică bonus 14. Acum este bonus 8, clasa maximă, unde ai reducere de 50% față de prima de bază pe care asiguratorul o oferă. Bun. Poți să te duci și în maxim malus 8, doar că în malus 8, atenție, majorarea de preț este de 200%. Față de prețul de bază. Mamă. Cu alte cuvinte, te-ai nenorocit. Exact, cu alte cuvinte, fiți atenți. Fiți atenți pentru că două accidente pot cântări mult de tot, ceea ce nu ne dorim să am se înțeles. Întâmple. Am înțeles. Deci de-aia fac oamenii în trafic. Hai că-ți dau eu banii, facem, dragem, ne înțelegem, nu știu ce, nu-ți dau asigurarea. Exact, într-un fel să știi că are o logică. Da. Are o logică. Mai ales dacă cumva ai o vârstă mai fragedă, mai mică, uh-huh, uh-huh. E bine, chiar te va rupe. Numai ca înainte. Înainte erau prețurile super mari pentru cei care erau între 18 și 30 de ani. Acum este mult mai bine. Este... Contează
și mașina când îți faci asigurarea sau numai vârsta? Sau vechimea, vechimea permisului? Contează vârsta, cumva asta okay. se, după aceasta ar fi, acesta ar fi factorul principal. Iar okay. pe lângă asta, la mașină contează capacitatea, respectiv puterea. Puterea. În cazul nostru, în cazul okay. unei auto-utilitare, de exemplu, contează masa maximă sau mai contează. Dar vă spun sincer că factorul cel mai important este vârsta. Acolo se fac diferențele cele mai mari. Sau tipul persoanei, juridică sau persoană fizică. Am înțeles. Uite, ne întreabă cineva dacă a scăzut prețul asigurărilor în ultima perioadă. Da, da, a scăzut, da. Nu? Știți că a fost acea ordonanță de urgență care a înghețat cotele de primă în piață pentru, pentru RCA-uri și odată ce a expirat, toată piața se aștepta să crească din nou. Țineți minte că la un moment dat erau foarte sus prețurile da. Și toată lumea plângea, taximetriștii, transportatorii, oamenii tini, așa și mai departe. Ei, după ce a expirat ordonanța, așa. Nu doar că au rămas așa, vreau să zic că în unele cazuri chiar au crescut. În acest moment vă spun sincer că sunt prețurile super bune în piață, mai ales, mai ales în segmentul RCA. În RCA, da. Exact. Casco poate că nu e așa favorabil. Casco nu are neapărat legătură pentru că aici au libertate 100% asiguratorii să își seteze propriile cote de prime, adică propriile Funcție prețuri. De cum consideră ei că exact. Descubesc. În cazul poliției obligatorii, ea este cumva reglementată de către, de către ASF și atunci nu pot să facă chiar ce vor sau nu mai pot, că înainte puteau, dar acum nu mai este cazul. Am înțeles. Bun, informații utile. Ca să zic așa, RCA-ul s-a ieftinit, se poate face din lună în lună. Exact. Nu mai e nicio problemă. Aveți exact. Grijă că totul se contorizează, adică accidentele în care voi sunteți vinovați și atunci trebuie să despăgubiți, probabil contează și suma despăgubită? Nu, culmea nu contează. Nu. Este vorba de numărul de accidente. Exact. Deci, exact. Dacă dați, dați tare, că nu contează. Măcar dacă dai, da, chiar așa. Dar chiar așa, am intrat în chestia asta așa de serios, am vorbit până acum. Ai vorbit, că de serios rău de tot. Da, bun. M-am simțit așa, zona profesională. Trebuie să vă mai spun ceva foarte util despre RCA și o noutate care a fost implementată anul acesta. Este clauza de decontare directă. Dacă până acum aveai opțiunea de a-ți achiziționa un RCA, și rolul RCA-ului era foarte simplu. În cazul okay. în care tu provocai un accident, îi dădeai polița ta păgubitului și iar tu reparai el... mașina unde vrei. Exact, unde voiai, iar el își repara mașina pe RCA-ul tău. Ok. Ei bine, clauza de decontare directă îți dă opțiunea de a-ți repara mașina pe propriul tău RCA. Dar, pentru că tu ți-ai făcut la o firmă dar, mai bună. Dar, în ce context? În contextul okay. în care eu te lovesc pe tine, da? Și tu zici, bă, eu nu vreau RCA-ul tău, că nu-mi place, eu îmi repar mașina pe propriul meu RCA. Okay. Înțelegi cum funcționează? Așa. E ca un fel de casco cu regres, mini-casco, să zic okay. așa. Exact, așa. Dar pentru tine. Bun, știu că se discuta la un moment da? Dat de chestia da, asta da. Și tu spui că s-a implementat. S-a implementat bun, deja. Deci eu am OmniaSig, n-ar da. Rost că nu facem reclamă. Mi-i am RCA da. La OmniaSig, intru într-un taximetrist, da. Se întâmplă foarte des și... Și trebuie să îmi repar mașina. Nu, el intră în mine, el e de vină. El e de vină, are asigurare la Astra. Da? E bine bun. Astra că nu mai există. Deci un exemplu nu mai foarte există bun, Astra, e, perfect, e un exemplu perfect. Are asigurare la Astra. Eu vreau să îmi repar mașina pe RCA-ul meu. Cum procedez? Păi, trebuie să completezi constatul la poliție, amiabil că nu sau la poliție, că nu te e înțelegi cel mai cu bine el. La poliție, este corect. Cu amiabil. Te-ai dus la poliție, iar apoi vei suna la centrul de daune al asiguratorului tău. Să-i spun. Vei băi, aviza dauna. Uite ce s-a întâmplat, pam, 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 pam. Eu o înregistrează, te vei duce să deschizi un dosar și asta a fost. Mai departe te duci, îți alegi unul în dintre serviciurile cu care îi colaborează ca să și beneficiezi de contarea directă. Super tare, uite, chiar nu știam asta. Și asta a fost. Chiar nu știam. Chiar o informație super bună. Da. Bun. Ce facem dacă, uite, ne întreba cineva dacă care sunt palierele de vârstă pentru RCA? Adică de unde devii mai de încredere pentru 30, cei care te asigură? Da, de la 30 de ani. Da, deci de la 30 până la 30 de ani. 30. Dar nu mai este aveți de plătit. Nu mai este, dragilor, o problemă atât de mare dacă ești sub 30 de ani cum era înainte. Eu am 29 de ani, mi-am făcut la mașina mea un RCA ok, adică nu a costat. Ți-ai făcut, știi, oameni. Nu, și care e problema? Fii atent că nici nu pot. Fii atent, eu mie nu pot să-mi dau reducere.
RCA-ul, încă un lucru pe care vreau să-l știți. Polița RCA are cote de primă unice în toată piața. Nu există noțiunea că am luat un RCA mai ieftin, că am beneficiat de nu știu ce reducere. Nu mai există așa ceva. Ce poliță îți vând eu, prețul cu care îți vând eu polița, nu exact același mai ieftin. Exact. În cazul în care cineva ar face cumva să vândă mai ieftin, să știți că s-ar afla în ilegalitate. Și nimeni nu-și vă permite asta, pentru că îți ridică permisiunea de a emite polițe și nu poți să riști așa ceva, îți ridică licența. Am înțeles. Bun, uite, ne întreabă cineva, știi, Uniunea Europeană și așa mai departe. Dom'le, eu am asigurare de 5 ani în Anglia. Așa. Nu în Anglia, în Germania. Am mers acolo 5 ani de zile, am un bonus acolo, nu am avut incidente. Beneficiez în România dacă vin să mă asigur? Nu. Deci nici dacă aduci hârtii, uite, sub, domne... Intrăm sub altă incidență legală, pur și simplu. Acolo ești conduci într-o anumită reglementare, aici mergi în altă reglementare. Și acolo mergi cu nemții tăi care știu să conducă, aici mergi cu românii. Da. N-ai de unde să știi ce apare. N-ai de unde să știi cum apare vreun taximetrist. Acum, ca să fiu 100% sincer cu voi, eu nu m-am lovit niciodată de această situație pe care totul mi-a expus-o. Cineva ne-a zis. În schimb, am mai auzit de situații în care îmi solicitau oamenii care se duceau în Anglia, îmi solicitau un soi de adeverință a faptului că nu au înregistrat daune în România. În România, pentru a beneficia de un anumit tarif. Deci probabil oamenii acolo țin cont, la acolo noi țin. Eu ne-am lovit. Vă spun sincer, n-am auzit asta până acum. Nu m-am lovit să vină cineva, că să fim serios, cine dracu se întoarce din Germania? Adică... Nu te întorci, ce? Dacă ai plecat, rămâi plecat. Am înțeles. Bun. Da. Cum facem, e o problemă acum, eu vorbesc din propria experiență, când nu vreau să repar la niciun service în care oamenii au contracte, vreau să repar la un alt service cu care ei nu au decontare directă. Te duci la asigurator, îi spui, el îți spune, da, ești liber să alegi orice service vrei care este autorizat rar pe marca respectivă. Correct. Adică să aibă autorizație. Să nu fie, mă duc eu la, știu, până aia George din Pipera, am face frumos. Nu e panică, mă costă puțin. Dar în ce în Pipera, e în Lavitan. Nu, mai e unul. Sunt mai mulți. Da. Și mă duc acolo și îmi face mașina. Bun, serviciul să fie autorizat, mă duc acolo, fac o constatare, un deviz la serviciul respectiv. Serviciul respectiv, uite, reparația mașinii costă atât. Te duci cu ea la asigurator, îi spui, uite cât mă costă reparația, îți dau un exemplu, 2000 de lei față de 6000 de lei cât ar fi costat la reprezentanță, unde tu ai decontare directă și eu mă pot duce fără nicio problemă. El spune, da, domne, e perfect, e ok, îți plătesc, repar mașina și după aia îți plătești 1700 de lei. Cum facem cu chestia asta? Păi, că se întâmplă și eu sunt perfect de acord că tu nu ai ce să-mi spui la modul. Nu, că pot să vă pot spune mersul. În mod normal este în felul următor. Tu ai opțiunea de a-ți repara mașina oriunde vrei. Da. Dar asiguratorii, fiecare societate în parte, are anumite... Servisuri partenere. Odată, servisuri partenere cu care au negociat toate tarifele, manoperă, vopsitorie, bla, 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 da? Dacă tu nu vrei, au, îmi scapă programul, tot un fel de program, un soi de nume, Autadex și nu știu ce, unde au niște tarife, da? Ei, tu în momentul în care ieși din zona aia de tarif și te duci, te-ai întors cu o factură care e mult mai mare, atunci o să zică, păi băi, conform... Nu e mai mare, mai mică. Asta e și problema. Eu mă duc la el cu o factură mai mică. Deci tu, asigurator, spui așa, du-te și repară la reprezentanță sau la GKSRL. Ok, astea două servicii. Ok, bun. Eu nu mă duc nici la reprezentanță, nici la GKSRL, mă duc la Nea George și spun așa, fă-mi un deviz din programul ăla cu care lucrează toată lumea. El face devizul având niște ore de manopere mai mici, de exemplu, și spune, băi, 1800 de lei reparație. În loc de 3000, În loc de 3000 cât ar fost la GICA și 6000 cât ar fi fost la reprezentanță. Bun, tot te duci cu devizul respectiv la asigurator, asiguratorul spune, da, accept, ok, accept de reparație, adică mie îmi convine, okay, de drumul la treabă. Da. Tu te duci, îi dai drumul la treabă și trebuie să plătești la serviciu. Tu plătești la serviciu cât a fost devizul pe care asiguratorul ți-a dat ok-ul, 2000 de lei, și după aia tu trebuie să-ți iei banii de la asigurator, că așa e procedura. Și tu de la asigurator nu-ți mai iei 2000 de lei, ți-ai 1800, că el îți mai taie nu știu ce de pe deviz. Păi, în mod normal, tu în momentul în care ai plecat de la asigurator cu acceptul lui, acceptul nu este un accept verbal. Da, acceptul este pe hârtie, da? Da. Și dacă acceptul este final, nu are voie să îți mai taie ceva, pentru că iese din zona de legalitate.
Păi bun, și trebuie să-l dai în judecată. Adică nu ai ce să faci. N-ai ce să faci, dar ce spui tu e un caz mega izolat. Adică mega izolat. Eu nu cred că se poate întâmpla așa ceva în mod curent. Se întâmplă așa ceva în mod curent? Din păcate, da. Atunci când serviciul nu este partener. Când nu este partener. Asta știm cu toții. Ca sugestie, apropo, pentru toți cei care ne ascultă, eu vă sugerez să lucrați pe cât posibil pentru a preîntâmpina orice fel de neplăceri, întârzieri, plăți mai mici, lucrați cu serviciurile lor partenere. Chiar dacă, uite, de exemplu, Dani este prietenul meu. Nu, n-are legătură. Nu, dar spun așa, pur și simplu. Dani este prietenul meu și aș vrea să-mi fac mașina la el. Este posibil să am și eu de pierdut și el de pierdut. Că el poate să se zică, da, bă, grecule, haide că ești prietenul meu. Și începe, uite, așa, o tevatură, un schimb de mail-uri, nu știu ce, dar stai că de fapt e atât, e atât, e o întreagă nebunie. Dacă puteți, dar mai aveți varianta foarte simplă, să optați pentru virarea banilor în cont. Contul vostru. Da, da, da. Și ai cea mai simplă și cea mai rapidă. Cum se numește? Se numește cumva reparație... În regim propriu. În regie proprie. În regie, regie proprie, da. Și că discutăm de chestia asta, eu personal de câte ori m-am lovit de problema asta, problema asta apare în general la mașinile vechi, unde nu mai există piese, de exemplu. Adică vrei să iei piesa nouă și nu mai de unde să o iei, că nu mai produce nimeni, nici măcar producători, să nu mai zic de originală și așa mai departe. Și atunci asiguratorul vine cu propunerea de a-ți lua piesele second hand, adică mi se pare din punctul ăsta de vedere o înțelegere mare al asiguratorului care îți dă niște bani cash. Da. Ia frate, banii ăștia, tu te și repară-ți mașina la Nea George în Pipera. Zici că ăla îți dă cu ciocanul, îți pune un kit, nici mașina ta nu era nouă. E din 86, adică știi ce zic? Da. Mi s-au întâmplat cazuri cu oameni care tot așa au avut puntea strâmbă la mașină, îți dau un exemplu. Un accident, a intrat unul, i-a strâmbat puntea din spate și aripă. Domne, mie să-mi dați punte nouă, că e 60 de milioane. Asiguratorul i-a zis, îți dau în regie proprie 15 milioane și îți repar mașina. Îți garantez eu că îți repar mașina cu 15 milioane, știi? Nu, că nu, că nu. Într-adevăr, o punte pentru mașina respectivă era 150 de lei. Reparația aripii puteți mai fi 600 de lei, îți dau un exemplu. Adică, maxim, oricum i-au rămas bani. Adică, în varianta de regie proprie, din punctul meu de vedere, funcționează foarte ok. Iar oamenii care despăgubesc, că știi, acum sunt două tabere, asiguratorii și șoferii, știi, care zic, eu aveam o bară de M, frate, nu era de fibră, era de M original, era 40 de milioane, mi-am dai banii pe ea, că nu merge așa. Și, în general, băieții aia care fac constatări acolo, nu sunt întotdeauna cei mai proști, cei mai nepricepuți, cei mai dobitoși. Exact, nu, au văzut multe, au experiență și au văzut foarte multe, exact. Și spun că din punctul ăsta de vedere și eu de fiecare dată când am avut neplăceri de genul și a trebuit să mă duc, m-au despăgubit de fiecare dată corect, n-am avut probleme. Au fost și cazuri, mi s-au întâmplat cazuri cu judecată, cu roți furate, cu... pe vremuri, cu prieteni, GTI-uri și așa mai departe, lăsate pe discuri, în care judecătorul a zis nu. Nu, toate probele erau, s-au furat roțile. Asiguratorul nu vrea să plătească roțile. S-au furat, uite, hârtie de la poliție, tot proces, nu îți dau bani. Fără nicio explicație. De ce, cum, corect, incorrect și așa mai departe, ideea e că așa s-a întâmplat. Da, da, mai sunt cazuri izolate, asta cazuri, este clar. Bun, din punctul meu de vedere... În cazul unui accident, nu aș face amiabilă. Nu aș face amiabilă pentru că îmi place să fiu liniștit și atunci prefer să mă duc la poliție. Aici trebuie să menționăm, apropo de amiabilă, hai să mai completăm un pic. Te rog. Posibilitatea de a face amiabilă este doar în contextul în care au fost implicate două mașini, iar avariile sunt ușoare, da? În cazul în care a fost o a treia mașină, în cazul în care ai intrat într-o casă, într-un stâlp, nu mai zicem de un om evident, în momentul acela trebuie să te îndrepți către poliție. Deci singura variantă în care folosești amiabila este pentru tamponări ușoare între două autovehicule. Atâta tot. Maxim două. Asta a fost tot. În cazul în care nu te înțelegi, uite cum este Daniel, eu intru în Daniel, eu zic, bă, Daniel, că facem așa, Daniel zice, nu, domne, că eu vreau la poliție. Da, nu ai ce să faci, te vei duce la poliție. Dacă vrei. Să spui nu, dar el se va duce și îți va face reclamații și tu vei avea probleme în acest caz, dacă nu te duci să declari accident. Problema este simplă, dacă nu te duci în 48 de ore, rămâi fără permis. Exact. Deci asta din start. Da. N-ai știut, asta e o problemă cumva puțin greșită, știi? Pentru că se duce omul la poliție și zice, am intrat în tine. Și eu zic, n-ai intrat, mă, frate, în mine, nu am intrat în tine, du-te la poliție. Eu când mă duc, într-adevăr, polițistul vede dacă surme, nu surme pe mașină și așa mai departe. Dar, în general, dacă aveți un accident și
nu v-ați înțeles cu această amiabilă care, ți-am zis, din punctul meu de vedere, e un risc? Sau dacă vi se pare cumva respectiva persoană mai de neîncredere, să spun așa, ce și că vă poate cere bani. Și da, te poți trezi cu un nene care are el chef să facă un rău în ziua respectivă, să-și ară niște bani, să-i dai niște bani. Să crezi că te-ai înțeles. Exact, că te-ai înțeles și omul să se ducă la poliție după aceea. Adică și rămâi și fără permis. Ai mare grijă cum o joci. Nu e bine, nu e bine. Cel mai bine este să faceți amiabilă, nu trebuie să plătiți niciun ban, pentru că pentru asta aveți asigurare, asigurare obligatorie, deci nu trebuie să plătiți niciun ban, fără nicio problemă. Am înțeles, îmi cer scuze, a fost un accident, de-aia se numește accident, că nu-l vrea nimeni, exact, e un accident. Exact. Da? Și asta este. Dacă sunt probleme, mergeți la poliție, pentru că polițistul rezolvă problema într-un fel sau altul. Da. Adică nu plecați de acolo nerezolvați, ca să zic așa. Și spun că eu aș merge la poliție, nu că nu mă înțeleg cu omul, ne batem, ne păruim și așa mai departe, merg la poliție ca să nu am probleme la asigurare. Asiguratorul tot timpul, din punctul meu de vedere, încearcă în așa fel încât să găsească defecte, să nu plătească, să găsească greșeli, să nu plătească asigurarea sau despăgubirea respectivă. Nu ai ITP, nu ai, nu știu, ai o problemă, ai permisul expirat, ai buletinul expirat. La RCA nu contează, să știi, și la RCA nu contează, se despăgubește. Am înțeles. Bun, uite, ne întreabă cineva, atunci când o mașină este daună total, da, să zicem, da, și mașina are casco. Da. Cum se calculează valoarea despăgubirii? Păi, da, eu știu cum. Felul următor, avem în primul rând valoarea contractuală, da? Noi am încheiat polița de asigurare cu o sumă asigurată, suma asigurată de 10.000 de euro. Dăm un exemplu, da? În urma unei avarii totale, iar în fine, și în cazul în care desigur asiguratorul va declara asta, procedura e în felul următor. Vei primi banii sau ai opțiunea de a păstra EPAVA. Și atunci, ei vor spune așa, domne, EPAVA are o valoare de 2.000 de euro. Noi îți dăm 8.000 de euro sau... 6.000 și EPAVA. Exact, sau 6.000 și în fine, 8.000 și... Calculele sunt bune. Exact. Calculele sunt bune la EPAVE, pentru că cu siguranță le veți vinde cu mai mult decât... Dacă ai răbdare să vinzi piesă cu piesă sau să faci o chestie de genul... Sau să vinzi întreagă, pentru că știi că sunt foarte mulți care repară mașinile astea și atunci ies în profit și toată lumea e fericită, mai puțin utilizatorul final. În nu cazul... știe că o mașină reparată. Da, în cazul în care nu vrei să păstrezi EPAVA, atunci mașina va fi scoasă la licitație și va fi o perioadă de timp până când mașina va fi achiziționată la un anumit preț. Da? În fine, asiguratorul își va lua banii și îți va plăti diferența. Adică va fi un proces. Dar trebuie să aștepți. Trebuie să aștepți un pic. Trebuie să fii și atent la condițiile contractuale în momentul în care închei polița de asigurare, pentru că ele pot varia la nivel de despăgubire, temporal vorbesc. Poți avea stipulat că vei primi banii în 30 de zile sau în 60 de zile, depinde de fiecare asigurator. Cu alte cuvinte, atenție că nu scrie asta în contract, scrie în condițiile de asigurare. Uh-huh. Știu că noi nu prea citim condițiile de asigurare, dar să știți că în corpul lor poți găsi informații utile și poți să fii mai conștient despre cum va acționa și cum va funcționa polița ta casco. Totodată, acolo ai secțiunea de excluderi, care este foarte importantă și acolo poți să vezi că eventualitatea în care te-ai urcat beat la volan și ai intrat într-un stâlp și ai sunat la ai sunat la casco, nu vei primi despăgubire, sau că nu ai ITP. Unele polițe de asigurare, de fapt unii asiguratori acceptă să îți despăgubească în lipsa ITP-ului, alte societăți nu despăgubesc. Da, alte cuvinte, fiecare cu condițiile lui. Și atunci e bine să citim condițiile de asigurare. Și să alegem varianta cea mai bună pentru noi. Că, până la urmă... De aceea, cumva, ar trebui să lucrați, uite, ca să înțelegi mai bine rostul meu, asta înseamnă consiliere. De asta eu ofer consiliere în domeniul asigurărilor. Dar tu ceri bani pe treaba asta? Eu nu cer bani în plus pe treaba asta, eu sunt, am un comision din polița de asigurare. Nu. Așa. Nu. Eu vin la tine să-mi fac un RCA pe o lună. Da. Cât costă? 100 de lei, adică nu așa e nu contează, vreo sumă, înțelegi? Da. 50 de lei, să zicem. Da? Deci vin, salut Grecule, uite, vreau să-mi fac un RCA pe o lună, sunt super client aici la tine. Așa, hai povestește-mi care e cea mai bună alegere. Tu îmi povestești și RCA-ul costă cât costă la insulița aia din mall, adică unde nu primești consilierea, asta vreau să zic. Că tu, în prețul RCA-ului, poți consilia omul să ia o alegere bună pentru nevoile lui, ca să zic așa, sau
să afle lucruri care, lucruri pe care oamenii le consideră, nu știu, gata știute. De exemplu, cum e asta, știi? Mulți nu știu că dacă s-a urcat beți la volan și lovezi mașina, nu primezi despăgubire din partea asiguratorului. Adică, uite, mie mi s-a întâmplat să am mașina în leasing și să-mi fure oglinzile. Mi-au furat oglinzile. Uh-huh. S-a întâmplat. O singură dată în viața mea, la o singură mașină, mi-au furat oglinzile. Și, nu, m-am dus, lucram pe vremea aia la Porsche, m-am salut, mi-au furat oglinzile. Da, nu se despăgubesc. Păi cum nu se despăgubesc? Nu se despăgubesc. Suntem, frate, nu ești sănătos la cap, Astra era asiguratorul. Nu se despăgubesc pentru că sunt obiecte ușor demontabile. Bă, frate, zic, tu nu ești sănătos la cap. Așa scria în condițiile astea de care tu spui și ziceam. Eu nu le citisem, exact. Pentru că mi-am ales Astra prin prisma prețului, era cel mai ieftin. Da. Înțelegi? Era cel mai ieftin și am zis cu Astra mergem înainte pentru că eu nu o să am probleme de casco. Uh-huh. Uite, cum ar fi acum să-mi fac la patrol casco, a zice, niciodată nu o să strâng jantele, deci jantele vă rog să nu mi le asigurați că eu am un balon ucigaș și ce crezi, am strâmbat o jantă. Înțelegi? Adică, na, e foarte important să te gândești la ce faci cu mașina. Corect. Era foarte ok când aveam casco la mașină, dormeam liniștit noaptea, nu mă interesa dacă mi-o fură, dacă vine ăla cu zăpada și ea cu buldozerul, cu mașină, cu zăpadă, cu tot, nu conta, pentru că mașina era asigurată, era asigurată la o sumă, în fiecare an scădea. Suma respectivă scădea, pentru că, na, mașina se învechea și valoarea ei pe piață scădea. Cam asta zic eu că am prins noi în asigurări. Cred că am cuprins cât mai multe lucruri. Mai sunt câteva lucruri. Te rog, bagă-mi, te rog, eu băiat cu minte, m-am pregătit. Foarte frumos. Hai să vă mai zic câteva informații bune despre polița RCA. Apropo de vânzarea, care se face acum foarte simplu, da? Partea de consultanță poate fi oferită prin telefon, prin e-mail, prin WhatsApp. Mergem foarte ușor, nu mai trebuie să pierzi timpul, așa cum o făceai înainte. Cu alte cuvinte, tu îmi trimiți mie ca să înțelegeți, uite, de exemplu, cum procedez eu în cazul unei ofertări. Mă suni, vreau RCA, spun așa, Dani, pe WhatsApp, poză talon, poză buletin, dacă este persoană fizică, da? Mi-ai trimis, tot pe WhatsApp îți întorc oferta, toată oferta, dacă ai întrebări îți răspund, dacă nu, îmi spui vreau asta. Ok, eu în secunda 2 îți trimiți un decont, tu vei face plata prin bancă, iar eu ți-am trimis și apoi polița de asigurare, fie pe mail, fie pe WhatsApp și o ai digital. Okay. Puteți merge, nu mai există noțiune de original. Dar nebunim cu originalul ăsta. Toată lumea se spune, mamă, trebuie să ne vedem pentru original. Fiți atenți. Polița de asigurare a văzut că este compusă din partea verde și partea albă. Okay. Să știți că pe aceeași pagină noi de fapt avem două polițe de asigurare. Polița noastră RCA este partea inferioară, aia alb-negru. Da. Polița de deasupra este cartea verde. Da, e verde. Pe care într-adevăr o folosim, dar atunci când ieșim din țară. Cu alte cuvinte, în contextul în care tu nu ieși din țară, îți printez polița pe o hârtie albă, eu sugerez totuși să o printez, pentru că în oraș sunt convins că un polițist se va uita și pe telefon și va înțelege în ce eră trăim. Dar s-ar putea să fie pe undeva pe la țară și se răzlă la telefon și să zică pleacă domne de aici cu hârtia ta. Corect, da? Și atunci o printezi pe o hârtie albă și asta a fost. Cu alte cuvinte, procesul de cumpărare la ora actuală este foarte rapid și nu mai presupune pierderea timpului, să te duci, să te întâlnești, să faci, să dregi. Așa că nu vă speriați în momentul în care cineva vă zice că vă trimite polița pe mail. E foarte bine, o printezi, n-ai niciun fel de treabă. Dovada plății o ai, aceea este cea mai importantă și ai ținut-o. Asta ar fi despre polița RCA. Deci, cu alte cuvinte, sintetizând, putem să mergem cu o copie foarte bine, că nu este e legal 100%. Niciun fel de problemă și este legal 100%. Exact. Acum, cu soluția de WhatsApp v-am spus, totodată vreau să vă sugerez să nu cumpărați asigurări din colț de stradă. De exemplu, te duci undeva, e o florărie și tot acolo scrie și RCA. Măi, nu vă luați de acolo, pentru că nu prea știți exact dacă respectiva persoană poate emite, nu emite sau nu poate emite, dacă cumva face vreo fraudă sau nu. Okay. Este foarte bine să iei din, de fapt, conform legii, vânzarea de asigurări se poate face doar în puncte. Cu alte cuvinte, fie în punct de lucru, cum vedem în toate multi magazinele și mall-urile și așa mai departe, sau la birouri, da?
dar nu mă duc nu știu unde, unde se vând ziare și ăla vinde okay, și așa, vine, da? Așa, okay. Neapărat. Dacă cumva ai vreun semn de întrebare, okay, poți să-i ceri să îi vezi numărul, numărul de... Noi avem un RAF, așa se numește. Uh-huh. Acesta este un număr în baza căruia, o înregistrare, de fapt, în baza căruia noi avem voie să emitem poliția de asigurare. Okay. Poți să-i ceri legitimația. În normal, iarăși, ar trebui să se legitimeze, ar trebui să aibă chestia asta. Okay. Dacă nu ți-o prezintă sau nu zice sau nu știe, e o mică problemă. Iar tu, dacă vrei să fii 100% convins că ai cumpărat poliția de unde trebuie, intri pe scrii verificări cea în Google, te va duce direct pe asfromania.ro, uh-huh, și vei introduce datele mașinii tale, număr de matriculare CNP și poți verifica dacă ai un RCA valabil sau nu. Da? Okay. Dar, în fine, asta e un caz relativ izolat. Se ce poate ți-am spus întâmpla, acum. Așa. Mi s-a întâmplat ca oamenii să-și facă RCA-uri, da, la un broker. Da. Băiatul respectiv nu a depus banii la firma de asigurări. Polițele respective au fost anulate. Și oamenii nu au putut fi despăgubiți. Nu. Nu? Nu. Îi despăgubește. Și spun și de ce îi despăgubește firma. De eu, okay, dacă... Adică vin cu chitanța și zic, bă, uite, eu am plătit, am chitanța, exact, ai pus punctul, am plătit. Ai pus punctul, okay, pe ei, vorbă, okay, bătrânează. Da. Dragilor, fraților, auzi, dragilor, am chitanța. În momentul în care eu am dovada plății, okay, da? Bun, asta înseamnă că mi-am îndeplinit datoria. Corect. În cazul în care intermediarul poliției de asigurare, emitentul, nu și-a îndeplinit condițiile contractuale pe care le are cu asiguratorul, ei bine, el va fi tras la răspundere. Da, e tu problema lor. Ai chitanța, tu într-adevăr când te vei duce la asigurator o să zică, domne, nu există polița asta, tu zici, uite chitanța, el se uită, zice ok, te ia, îți despăgubește și în secunda 2 se va îndrepta către broker sau agent sau cine este. Desigur, nu doar că va plăti, despăgubirea, valoarea despăgubirii, cel mai probabil o să-i rupă și contractul, pentru că asta e cumva în zona de fraudă și... E fraudă, e problema lor. Încă ceva, dar polițele... Dar tu ești despăgubit. Da, polițele RCA încă ceva nu se mai anulează. În momentul în care tu ai zis, mi-ai spus da și mi-ai dat banii, eu nu mai am nicio soluție legală să-ți o anulez. Că poate tu te-ai gândit, stai mă că de fapt eu plec peste o lună, nu mai am greșit, nevoie. Da. Nu există. Singura soluție de anulare a poliției este dacă ai înstrăinat autovehicul. Deci dacă, da? L-ai vândut. Dacă l-ai vândut. Cu acte, doar contract atât. De vânzare, cumpărare, exact, fiscal. Și atunci, se oprește poliția. Și atunci, nu doar că se oprește, dar vei primi și banii înapoi. Banii o parte. Da. Diferența. Exact. Restituire de primă. Da? Uh-huh. Și vei primi, deci primi și bani. Asta e mai utilă în cazul în care ai o mașină, ai făcut RCA pe 6 luni, uh-huh, și te hotărăști mâine să o vinzi. O vinzi, în momentul în care ai vândut-o, cu contractul de vânzare-cumpărare, copie, te duci la asigurator și îi spui, uite, și, exact. Mai important decât contractul de vânzare-cumpărare este fișa de la fiscal. Pentru că aceasta este dovada radierii corect. Contractul core. De vânzare-cumpărare, da, fișa de la fiscal. Exact. Și... Este un set de documente care, okay, sunt necesare. Bun. În momentul în care facem un RCA, două elemente sunt super importante, apropo de corectitudinea informațiilor. Prima ar fi să îți verifici CNP-ul și cea de-a doua să verifici seria șasiului. În rest, dacă mai apar alte greșeli pe poliță, nu prea contează, da? Okay, dar aceste două informații să le verifici, da? Te uiți pe CNP să vezi că este bine, te uiți pe seria de șasiu, te uiți pe, în poliță unde scrie clasa bonus-malus, care este un pic mai jos, și vezi că ești încadrat în clasa ta corectă, da? Trebuie să facem și noi ceva în calitate de cumpărători, adică să ne, uh-huh, să ne deplinim și noi puțin datoria, să fim siguri că într-adevăr polița a fost emisă corect. Pentru că greșeala finalmente este umană, o cifră, corect, o literă poate să intervină oricând, da? Așa, să ne scape. Și atunci trebuie să facem și noi asta. Apropo de casco, hai să zic ceva, că avem treaba asta cu, cum se numește, cu primele mari, pentru că multă lume va spune, domnule, eu mi-aș face casco, dar nu-mi convine, pentru că trebuie să plătesc o sumă mare. E mult. Da? Nu-mi permit. Nu-mi permit. Acum, te întreb eu pe tine, care este cea mai mare probabilitate a unei întâmplări în care tu vei folosi polița casco? Cazul unui accident, corect? Corect. Ei, aici avem un produs super bun. O să spun numele, că nu e o problemă aici. Da, te rog. Ritter Broker de asigurare, brokerul prin care eu emit, respectiv Asigveld, societatea pe care eu am, intermediem produsul care se numește Casco Econom. Ce face acest Casco Econom? Costă aproape cât un RCA, adică 700 de lei pe an. Super. Tot anul. În care ai o sumă asigurată de 15.000 de lei.
150 de milioane vechi. Această sumă asigurată poate fi folosită doar în cazul în care ai făcut un accident, adică o avarie. Okay. Da? Yeah. Nu că mi-a zgâriat Xulescu mașina, no, nu că mi-am găsit o, nu știu cum. Am făcut, accident, pur și simplu, da? Și asta a fost. Și pentru 700 de lei pe an, ai 100, garantat 150 de milioane, exact, în caz de accident. Suma, vezi că merită. Păi e foarte tare. Mi se pare tare. E foarte tare. Da, bravo, bravo Grecu. Uite, o chestie. Țineți minte de treaba asta. Casco Economy este o variantă, 7 milioane este pe o variantă an, foarte bună. Vezi că e parfum. Exact. Vezi că e parfum. Chiar vezi e parfum. E parfum. Da, 7 da. milioane, 150 de milioane. Dacă ai cu botul, și e perfect. Asta e faza, că pentru ce să faci? Care ar fi, hai să spunem, cel mai des întâlnit accident? Ăla în care n-ai fost atent și a intrat în cineva. Corect, și în momentul ăla, bară cu far, da, cu da, da, 4.000 de lei, bam, așa, voi, da, ușor. Instant, exact. Instant, la orice mașină de asta, mai nouă, până în 10 ani. Adică exact, vorbim exact de până în 10 ani. Exact. Ia zi mai departe, Grecule, ce mai ai tu? Da, mă, dragule, ce mai am pentru voi? Hai că am aflat lucruri bune, mi-e place. Nu, asta zic și eu. Păi să știi că în mare cam asta voiam să spun. Băi, în cazul, da, mai e de spus și în cazul în care cineva vrea să intermedieze asigurări, să emită asigurări. Să vândă. Să vândă asigurări. Corect. Poate să mi se adreseze, nu este niciun fel de problemă. AlexandruGrecu.ro AlexGrecu.ro pe Instagram sau cel mai bine intrați pe AlexGrecu.ro, efectiv blogul. Acolo am contactul, site, acolo... Tată. Exact, site-ul, tată. Așa. Și tot acolo să găsiți anul acesta din ce în ce mai multe articole și despre asigurări, pentru că până acum nu am scris articole de asigurări pe blog, nu știu de ce nu am făcut asta, habar. Ai făcut cu ce? Care, fitness? Cu poftă de sport, poftă cu de sport, recomandări, cu evenimente, chestii biciclete, light. După aceea mi-am dat eu seama că, măi, stai puțin, că blogul ăla finalmente trebuie să fie oglinda personalității mele și mai ales a experienței mele. Drept urmare, pe blog scriu ce știu, ce știu eu să fac. Știu asigurări, eu tot știu timpul, sport, știu nu tot știu tot timpul ce. M-am abținut să spun lucruri, da, pentru că le-am considerat banale, le-am considerat, știi? By default, toată lumea le știe. Dar nu e adevărat. Dar nu e adevărat. Nu e deloc, da, adevărat, că ceea ce ți se pare banal, altuia nu. Da, și e foarte important să o spui și oamenii care consideră că tu spui lucruri interesante, exact, și le vii în ajutor, intră acolo și citesc sau mai mult ascultă, că e vlog, nu? Adică e video. Am și partea de blogging și partea de vlogging. Blogging. Dar apropo de... Era bâmut. Da, dar apropo... Bâmutu-te, mă. Bun. Așa. Dar apropo de podcast, ce facem și noi, da, acum, da, da, anul și acesta tu. Și eu am lansat toate articolele pe care le scriu, poți să le citești sau să le asculți. Cu alte dacă cuvinte, ți-e lene să citești? Dacă ți-e lene să citești sau ești în mașină. Da, eu m-am gândit că ești în mașină, da? E da? Corect, e corect, intri, e corect. Apeși play, eu îl intitulez articol cu voce și asculți informațiile de acolo. E foarte tare pentru că, uite, în mașină toată lumea ascultă muzică, toată lumea se conectează cu telefonul, exact, ascultă de pe net, muzică și așa mai departe. E și de ce la un moment dat, știi, mai stai, exact, în trafic, exact, ia, exact, mă, exact, să vedem, exact, ce mai zi, mă, tâmpițe aia. Zic, mă, aia ceva. Adică poți să-ți folosești timpul să înveți lucruri noi. Exact. 700 de lei asigurarea pe an, super tare. Poți să-ți repari mașina pe RCA-ul tău unde, exact, ți-ai ales tu să-ți faci la, nu știu, Allianz, să-ți dau un exemplu, sau la, nu știu, Unica. Putem spune o societate premium. Da, la o societate pe care tu o consideri că este corectă și despăgubește și are contracte cu servicii foarte bune, exact, îți faci frumos RCA acolo, plătești un pic mai mult, e o diferență, un pic mai este mult, o diferență de unde ți alegi să faci RCA-ul respectiv, dar din cauza, exact, firmei respective care... Diferența financiară, din câte am observat eu, este undeva între 50 și 3-400 de lei maxim. Cam între aici variază. Pe aceeași perioadă, nu, mă refer dacă adaug clauza de decontare directă. Adică prețul nostru pe un RCA, să zicem, pe 6 luni este de 200 de lei. Dacă vreau să optez pentru clauza de decontare directă, voi mai plăti încă 30, 40, 50 de lei în plus. Adică există o mică diferență. Dar diferența se justifică, pentru că are o logică, da, foarte clar. Merită. E, da, super tare. Dacă ai o mașină la care contează foarte mult, ții foarte mult la lucrurile astea, merită să plătești. Și merită și aia Casco Econom. Mi se pare super tare. Doar în caz de accident. Exact. E super ok. Da, am aflat lucruri bune, Grecule. Băi, mă bucur foarte mult. Mersi că ai venit și cu mai mare facem. Drag. Mai facem cu mare drag.